Deci Ștefan cel Mare se adresează locuitorilor din Buzău și la Vrânnic. Am mai trimis și o scrisoare către brăi, dar să vedem scrisoarea aceasta. Scrie domnia mea tuturor boierilor mari și mici și tuturor judeților și tuturor judecătorilor de la mici și până la mare din Ținutul Buzăului și Râmnicului și după aceasta așa să fie de știre că am luat domnia mea pe lângă mine și fiul domniei mele, Mircea Voievod. Deci el avea un pretendent pe Mircea pe care voia să-l pună voievod în locul lui Țepeluș în țara românească. Și nu-l voi lăsa de lângă mine, ci voi stărui pentru binele lui, ca și pentru al meu, eu însumi cu capul meu și cu toată țara mea, ca să-și dobândească baștina sa, țara românească, căci este baștină dreaptă, cum Dumnezeu știe și vă știți. Deci vă creez vouă în ceasul în care veți vedea această scrisoare a domniei mele, în acel ceas să vă întoarceți înapoi la locurile voastre. Fiecare pe unde ați fost și pe unde ați cezut și mai înainte, fără de nicio frică sau grijă sau temere. Căci așa să știți că nu mă gândesc să vă fac niciun rău și nicio pagubă, ci să vă grăniți și să trăiți în pași. Așa și de rea cineva vrea să vină la domnia mea și la fiul domniei mele, Mircea Voievod, domnia mea și fiul domniei mele, Mircea Voievod, îl vom milui și vom hrăni și vom cinci. Vedeți adresarea aceasta, cum spune Ștefan cel Mare despre acest pretendent Mircea, îi zice mereu, fiul meu, fiul meu, fiul meu. Scrisoare din 15 martie 1481. Locuitorii din Brăila, împreună cu cei din Buzău și Râmnicu și zona județul de Islam Râmnic, Râmnicu Sărat, îi trimit la unison o scrisoare, redactată în special de brăileni. Acum vă dați seama că după ce Ștefan cel Mare cu 11 ani înainte a ars Brăila, nu aveau cum să-l iubească foarte tare pe Ștefan cel Mare. Așadar, i-au trimis o scrisoare în niște termeni foarte duri și au zis în felul următor, printre altele, au zis așa, ai tu oare, i-au zis lui Ștefan, boierii din Brăila, ai tu oare omenie, ai minte, ai creier, desprăpădești cerneala și gârtia pentru un copil de curvă, pentru fiul călțunei, Mircea, și zici că este fiu? Și așa să știi, domn avem, mare și bun, și avem pace în toate părțile, și să știi că toți pe capete vom veni asupra ta și vom sta pe lângă domnul nostru Basarab Voievod, măcar de-ar fi să ne pierdem capetele. Aceasta a fost reacția brăilenilor, râmnicenilor, buzoienilor la scrisoarea lui Ștefan. Nu au fost de acord cu schimbarea pe care Ștefan voia să o facă. În consecință, Ștefan cel Mare a venit într-o nouă campanie militară și s-a luptat cu locuitorii de aici, în bătăi, care sigur erau fideli lui Țepeluș. Și s-a dat în 8 iulie 1481 bătălia de la Râmnic. Iar Grigore Ureche consemnează așa, războiul de la Râmnic. Când s-au bătut Ștefan Vodă cu Țepăluș Vodă, Văleatul, 6.989, 8 iulie. Cu război în țara muntenească, de s-au bătut Țepăluș Vodă cu Ștefan Vodă la Râmnicu și au biruit Ștefan Vodă cu mila lui Dumnezeu și cu ruga preacistii și a tuturor ființilor și cu ajutorul Sfântului și Marului Mucenic al lui Hristos Procopius. Fură biruit muntenii și mulțime de inși fără număr au pierit și toate steagurile lor au luat și mulți boieri au picat. Și pe Țepăluș Vodă încă l-au prins viu și au tăiat cap. Și de la Ștefan Vodă încă n-a picat om de frunte. Și Andreea Hatmanul a picat om de frunte și Andreea Hatmanul și l-au dus de la îngropala Gălghești lângă tatăl său. După această bătălie însă, sigur, nu a reușit Ștefan să-l impună pe Mircea așa cum și-a dorit, pentru că imediat a fost impus altcineva, un domnitor fidel turcilor, Vlad Călugărul. Și relațiile dintre Ștefan cel Mare și Vlad Călugărul au fost din nou conflictoare. După cum se vede, din păcate, sigur, pentru politica sa externă, Ștefan cel Mare nu a reușit aici să impună în țara românească niciun domnitor stabil.